Asta, ai mama, mai te-o schimba. Uite-te! Haide să povestim un pic despre vulpe. Eu știu. Că vulpe. Cum zice vulpea? Vulpea. Ok. Vine? Ce? Vrei să zică data poezia? Nu. Nu? Nu, am vrea să ne iubim. Nu, zicem poezia o dată, spui după mine. Nu. Nu vrei? Poezia pentru Oma. Se vadă și Oma. Vrei să zici poezia? Nu spune. E noapte. Spune. Da. La o masă, plecat peste hârtie, cu abecedarul în față, stă un copil și... Dar lângă el, vicleană, din luciul filei roze, zâmbește o... Din cartea lui cu poze. Acum copilul își pune creionul între dinți. Și o pârlele frumoase. Și îți repezi. Și îți cuminți. Ușor el dă o foaie. Și alta. Și încă una. Apare papagalul. Pe unu. Și pe una. Și un cocoș. Cum scurmă hrănind-o găinu. Și un... Dar stai! Afară? Cine a scâncit la ușă? Băiatul stă și ascultă. E un glas? Sau o părere? Se duce în prag și strigă. Trebuie ceva? Tăcere! Ba nu! E un glas subțire, auzi? Se mic! Îngheț! Copilul ne deschide pentru zărman drumeț! Dar cine ești? Cine? Mi-e frică! Să întrebi pe tata. Nu întreba, te schine că plouă cu găleata. Și apoi știu basme multe și ghicitorul. Da, dar cine ești? Un vierme. Ușoricel din poci, după aceea vine vulpea. Ea mai lărgește ușa să intre și al vecin. Și zice vulpea. Eu mă cunoști. Sunt vulpea. Și cred că mă iubești. Și băiatul zice, eu știu că vulpea... Tigră. Ce? Bine? Povești. Dacă îți curăți de mine, am să te învăț să...